Vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, Tiberiu Balint, a hotărât că vrea să-și păstreze funcția secundară de conducere a județului, deși la începutul lunii decembrie anului 2014, după ce a fost implicat într-un scandal alături de Mircea Ioan Molot, și-a dat demisia. Balint se află acum sub incidența unei măsuri preventive, fiind cercetat de DNA pentru fapte de corupție. Acesta este suspendat din funcție prin ordinul emis de Prefectura Hunedoara încă din decembrie, când cei doi șefi ai Consiliului Județean Hunedoara au fost plasați în arest la domiciliu prin sentința definitivă a Curții de Apel Alba Iulia. Solicitarea de retragere atât a demisiei din funcția de vicepreședinte a Consiliului Județean, cât și din cea de consilier județean, a fost înaintată în cursul zilei de marți 6 ianuarie. Ieri, printr-o solicitare scrisă, Tiberiu Balint a revenit asupra cererii de demisie și atunci, din, să-i spun așa, vicepreședinte demis, Tiberiu Balint e vicepreședinte suspendat. Pe 5 decembrie, Tiberiu Balint și-a înregistrat la Consiliul Județean demisia din funcția de vicepreședinte și calitatea de ales județean, acestea urmând să intre în vigoare începând cu data de 11 decembrie. Numai că forul județean nu s-a întrunit pentru a lua act de acestea, deși a trecut fix o lună de la depunerea actelor de demisie. Am avut la începutul lunii decembrie o ședință extraordinară, ce era convocată deja de președintele în exercițiu de la acea dată, în care s-au rezolvat problemele județului din punct de vedere a hotărârilor ce erau necesare a fi luate în Consiliu. Sigur, acte de demisia unui vicepreședinte se poate lua doar printr-o ședință ordinară. Ea urmează cursul firesc. O vom avea în această lună. Iar pe de altă parte, sigur că a fost necesar să vedem, a fost la un moment dat un ordin de suspendare a prefectului pentru 30 de zile. Nu știu, chiar astăzi sau mâine se împlinesc cele 30 de zile. Și era necesar să vedem, să nu facem doar gesturi de dragul de a le face. În aceste condiții, cum Balint este suspendat în locul lui, nu poate fi numit un alt vicepreședinte, astfel că instituția județeană va fi condusă de singurul vicepreședinte necercetat de procurori, Dorin Gligor. În fiecare an, pe 7 ianuarie, sărbătorim soborul Sfântului Ioan Botezătorul, zi în care îl cinstim pe cel care l-a botezat pe Hristos în Iordan. Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în cetatea Orinii, în familia preotului Zaharia, înainte cu 6 luni de nașterea lui Isus. Ioan Botezătorul a fost înainte mergătorul Domnului, cel care l-a botezat pe Mântuitorul la Iordan, cel care s-a situat întotdeauna de partea dreptății și adevărului, cel care a mustrat întotdeauna pe cei care săvârșeau nedreptatea și tocmai datorită acestui fapt, în cele din urmă, a fost întemnițat și a fost ucis prin tăierea capului ca urmare unei făgăduințe făcută de regele Irod. Foarte mulți români poartă numele de Ion, Ioan sau Ioana, fie alte variante precum Ionel, Nelu, Ionică, Nică, Ionuț, Ionela sau Oana, adică aproximativ 2 milioane de români vor petrece în această zi. Nici acestei zile de sărbătoare nu îi lipsesc tradițiile și obiceiurile populare. În trecut de Sfântul Ioan avea loc iordănitul femeilor, un ritual din care s-a mai păstrat doar ospățul, care încheie astfel ciclul sărbătorilor de iarnă. Iordănitul femeilor avea un ritual strict în care nevestele bătrâne le primeau în grupul lor pe cele mai tinere, le duceau la râu să le stropească și apoi făceau o masă comună. Tradiția populară spune că Sfântul Ioan este protectorul pruncilor, iar oamenii spun că cine serbează această zi va avea gospodăria ferită de foc și animalele de fiare sălbatice. Totodată, cine nu se veselește în această zi va fi trist tot timpul anului. În dimineața zilei de Sfântul Ion, fiecare om trebuie să se stropească cu aghiazmă nouă pentru a fi feriți de boli în decursul anului. Totodată, în această zi se botează gerul, adică se înmoaie frigul și începe să se facă mai cald. Biserica a închinat lui Ioan 6 sărbători, precum zămislirea lui pe 23 septembrie, nașterea pe 24 iunie,
Soborul pe 7 ianuarie, tăierea capului pe 29 august, prima și a doua aflare a capului lui pe 24 februarie și a treia aflare a capului său pe 25 mai. S-a stabilit prețul unui metru cub de apă în Valea Jiului se va majora de la 1 februarie cu 22%. Doar 4 dintre cei 6 primari ai Văii Jiului au fost de acord cu majorarea tarifelor la apă și canalizare. Primarii din Lupen și Uricani nu au fost de acord, motivul fiind și lipsa investițiilor în aceste localități. În acest moment, prețul unui metru cub de apă este de 5 lei și 41 de bani, iar din martie acesta va fi de 6 lei și 49 de bani. Prețul fiind resimțit în buzunarul abonaților, în special a celor cu venituri mici. Chiar și această majorare clasează operatorul Apaserv pe ultimele locuri în clasamentul prețurilor practicate de toți furnizorii de apă din România. Valea Jiului a beneficiat de bani europeni pentru a-și extinde rețelele de apă și canalizare. Contractul prevede creșterea prețului apei, însă acest lucru nu s-a întâmplat la sfârșitul anului trecut, ceea ce poate aduce primăriile în postura de a înapoia cei aproximativ 40 de milioane de euro. Deși părerile au fost mai mult contra majorării prețului la apă în ultimele luni din 2014, reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara, acționarul majoritar al Apaserv, spuneau că e necesară creșterea prețului la apă pentru ca Apaserv să nu piardă fondurile europene. Pentru că nu a fost respectat contractul de finanțare, vom vedea dacă autoritatea de management va fi de acord cu majorarea costului apei abia din februarie. Administrația Petrileana a decis să construiască în acest an un bazin de înot. Primarul orașului Petrila Ilie Păducel a venit cu propunerea, iar hotărârea s-a aprobat pentru a fi construit un bazin de înot didactic în incinta școlii gimnaziale numărul 5 din localitate. În momentul de față, în Valea Jiului mai există un bazin destinat elevilor și nu numai, și care a fost inaugurat în luna noiembrie anului trecut. Orașul Petrila a avut un bazin de înot încă din 1985, dar care de mai bine de 20 de ani este în paragină. De fapt, a fost singurul oraș din Valea Jiului care a avut bazin olimpic. Deși era mai bine ca actualul bazin să fie reconstruit, deoarece implică timp mai scurt și, de ce nu, și costuri mai mici, acesta a fost vândut unui om de afaceri. Clădirea este acum reabilitată în scopul construirii unei fabrici de mobilă. Deocamdată, pentru proiectul noului bazin se pregătește documentația necesară pentru a fi trimisă cât mai repede Companiei Naționale de Investiții. Agenția Națională de Administrare Fiscală vrea să scoată bani din piatră seacă. Agenția a trimis mii de somații de plată pe numele unor minori, ceea ce este interzis de lege. Zeci de persoane s-au prezentat la sediul Administrației Finanțelor Publice Alba pentru a solicita explicații în legătură cu somațiile de plată primite acasă pe numele unor copii minori, potrivit adevărul.ro. Agenția a trimis solicitarea la plată calculată conform unui salariu minim brut pe economie și asta în condiția în care reprezentanții agenției nu știu că legea privind reforma în sănătate scutește de la plata asigurărilor toți minorii până la vârsta de 18 ani. Persoanele nemulțumite au posibilitatea de a formula contestații, instituția urmând să analizeze și să corecteze eventualele erori. Somațiile de plată au fost transmise pentru persoane care apar în bazele de date ca având venituri în anul 2012, pentru care nu s-ar plăti asigurări de sănătate. În cazul minorilor este vorba despre situația în care alocațiile s-au primit în conturi bancare deschise pe numele acestora. O altă situație este reprezentată de conturi bancare deschise pe numele copiilor și în care au fost depuse diferite sume de bani. Valoarea CAS-ului s-a stabilit raportat la salariul minim pe economie de 700 de lei pe lună, respectiv 8.400 de lei pe an, ceea ce a făcut ca toată lumea să primească somații cu aceeași sumă de plată, respectiv 468 de lei. Metropolitan Beauty School va organiza la salonelii din Petroșan cursuri de coafură, frizerie, manicură, pedicură, cosmetică, make-up profesional, tatuaj cosmetic și masaj. În momentul de față suntem prezenți în 3 localități în țară. Asta înseamnă Timișoara, Cluj-Napoca, Sibiu, iar începând cu ianuarie 2015 o să fim prezenți și la dumneavoastră în localitate, în Petroșani. Școala noastră organizează cursuri de înfrumusețare,
Asta înseamnă că abordăm majoritatea sau în totalitate cursurile de beauty pentru începători. Ne adresăm celor care doresc să facă manicură, pedicură pe viitor, cosmetică, machiaj profesional, coafor stilist, tehnician masseur, care presupune de fapt două meserii, cea de reflexoterapeut și cea de masseur. Totodată această școală oferă și cursuri de igienă care sunt obligatorii în meseriile de barman, bucătar, ospătar, vânzător, frizer sau cosmetician. Cursurile se întind pe o perioadă de până la 6 luni și pot fi achitate și în rate. Beneficiile în urma acestor cursuri sunt multiple, precum facilitarea învățării într-un cadru prietenos, existența unor trainer specializați, dar și a produselor folosite cu branduri recunoscute internațional. Cursanții vor obține certificate eliberate de Ministerul Muncii și Ministerul Educației, pe baza cărora absolvenții acestei școli vor putea profesa atât în țară cât și în 60 de țări din străinătate. Desigur că aceștia au posibilitatea de a-și iniția propria afacere în acest domeniu. Le asigurăm cursanților suportul să profeseze și ulterior, da, prin asigurarea materialelor consumabile, ustensilelor, prin consultanța necesară și, de ce nu, și prin recomandarea unui loc de muncă, pentru faptul că cunoștințele noastre sunt multiple în zona aceasta de înfrumusețare și, practic, și aici, ca și în alte zone, personalul se rotește sau se deschid noi saloane și atunci toată lumea are posibilitatea, la un moment dat, să-și găsească un loc de muncă. Grupul țintă vizat trebuie să aibă vârsta minimă de 16 ani și nu există o limită maximă a vârstei cursanților. Primele serii de cursuri încep pe 19 ianuarie, iar până atunci se pot înscrie toți cei interesați de o carieră în acest domeniu la Salon Elit, aflat în centrul civic al municipiului Petroșani. Caz șocant în comuna Drăguțești, o minoră este anchetată pentru pruncucidere. Fata a născut acasă copilul pe care ulterior l-ar fi omorât. În vârstă de doar 17 ani, adolescenta mai are acasă un copil de 3 ani. Minora a adus pe lume bebelușul pe 2 ianuarie, fără să spună nimănui că este însărcinată. Imediat după naștere a luat copilul și l-a împat în spatele casei pentru a ascunde orice urmă. Aseară însă procurorii au luat la scotocit domiciliul tinerei din localitatea Drăguței și au găsit trupul neînsuflețit al noului născut. Ai vrut vină? L-ai îngropat? Cum ai făcut? Ți-a spus sarcina? O minoră în vârstă de 17 ani a născut un copil pe care ulterior l-a îngropat în curtea locuinței. Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu, împreună cu organele de poliție, au efectuat la data de 6 ianuarie 2015 o percheziție la domiciliul acesteia, ocazie cu care au identificat îngropat în curtea locuinței minorei cadavrul unui copil de sex masculin. În vederea stabilirii împrejurărilor și cauzele decesului, s-a dispus efectuarea necropsiei de către Serviciul de Medicină Legală Gorj. Fata a fost internată în spital pe secția de ginecologie. Medicii susțin că minora a dus sarcina la termen și că bebelușul s-a născut fără vreo malformație. A fost adusă în serviciu de ginecologie o pacientă de 17 ani care a născut un făt pe care ulterior l-a îngropat în grădină, omorându-l. Acum tânăra este anchetată pentru pruncucidere. Dacă va fi găsită vinovată, va petrece ani grei în spatele gratiilor. Mama ucigașă mai are acasă un copil de 3 ani care va rămâne în grija bunicii. Câteva zeci de angajați au protestat în această dimineață la sediul societății Grimex, ce aparține afaceristului Nicolae Sarcină. Oamenii au renunțat să mai muncească după ce au petrecut sărbătorile fără niciun ban în buzunar. Salariații spun că au fost obligați să-și dea demisiile, promițându-li se că vor fi încadrați pe o altă firmă. Din birourile societății, nimeni nu a coborât să stea de vorbă cu ei și să le dea vreo explicație. Nici o mișcare, în timp ce angajații nu au ce pune pe masă copiilor. Mi-au pierdut cartea de muncă, am 3 luni de zile de când nu mi-am luat salariu. Banii pe concediu, lucrăm în niște condiții foarte... 12 ore, sâmbete, duminici și acum nu iasă nimeni la noi să ne spună ce facem. Ne obligă să facem un contract de muncă pe o zi. Firma este în insolvență judiciară. Deci firma este în insolvență.
Întrucât este în insolvență, conform contul muncii, sunt obligați să ne dea drepturile salariale și șomajul. Dreptul la șomaj. Nu să ne treacă de pe un articol pe altul, de pe o, să pierdem drepturile sociale și salariale ce ni se cuvin. Scut, ăștia două, ne obligă să schimbăm, ne obligă să schimbăm de pe un articol pe altul un fel de demisie, ceva de genul ăsta, ca să fim de comun acord salariatul, să schimbe contractul individual de muncă pe altă firmă, ca să ne pierdem cererile de drepturile ce ni se cuvin. La Gureni 12 ore și s-au plătit 8, în zăpadă, în ploaie, m-a călcat de tiruri. Alta. Și salarii, cu ce să trăim? Voastră de când ați luat banii? De două, trei luni. Trei luni. Nu se poate, nu avem ce să mai mâncăm. Angajații spun că din domeniul forestier au fost mutați la ambalat, apoi din nou la frig la lemne, fără a fi însă plătiți pentru munca depusă. Nu sunt bani, ne trimite de la un director la altul, deci nu mai știu să ne ducem. Locurile de muncă ne le schimbăm continuu. Am fost schimbul trei azi noapte la alimente, la Citex în 9 mai. În țară, din septembrie am fost în țară, fără niciun ban, fără nimic, nu ne-a dat mâncare, stăteam cu săptămânile. Mă dădeam jos dintr-un tir, mă trimitea cu altul în cursă. Eu ajungeam odată, dacă ajungeam odată la două săptămâni acasă, să-mi dea banii mei care am muncit, drepturile, atât le cere, nu le cere nimic în plus. N-a făcut nimic, au exportat tiruri de lemne în țară. Zeci de tiruri, munceau la 12 ore. La 12 ore ploua, pe noi ceream pelerine, ceream cișme și dădeau din umeri că nu au. Ne dezbrăcam, uscam hainele la foc, te îmbrăcam și iar treceam în trâu și țipau la noi că se munce. După ce au stat degeaba la porțile firmei, angajații lui Nicolae Sarcină s-au adresat inspectorilor de muncă. În ultimele luni, sute de angajați ai afaceristului Gorjan au ieșit în stradă după ce nu și-au mai primit lefurile, ori și-au pierdut locurile de muncă. Pentru că afaceristul a declarat insolvența pentru o parte a firmelor deținute, instituțiile cu atribuții de control ridică din numeri. Tocmai pentru a întârzia cât mai mult posibil apariția unor suspiciuni, atribuirea contractelor de pază de către Spitalul de Urgență Petroșani firmei Timp TG Goarțerele Târgu Jiu, aparținând unor foști ofițeri SRI din județul Gorj, este anunțată cu întârzieri considerabile în sistemul electronic de achiziții publice. Consiliul de administrație al instituției ar trebui să analizeze în detaliu activitatea de atribuire a contractelor de achiziție publică. Societatea Gorjeană a câștigat câteva miliarde în urma contractelor atribuite de spitalul din Petroșani prin invocarea în mod repetat a unor situații de extremă urgență. Atunci când, prin negociere, fără anunț de participare, prin invocarea unei situații de urgență extremă survenită în urma unor evenimente care nu puteau fi prevăzute de autoritatea contractantă, Spitalul de Urgență Petroșani a încheiat cu Societatea Gorjeană un contract pentru valoarea de peste 37.000 de lei. La 30 decembrie 2013, conducerea Spitalului de Urgență s-a trezit din nou într-o situație de urgență extremă, survenită în urma unor evenimente care nu puteau fi prevăzute de autoritatea contractantă. Au încheiat un contract pe 7 luni, iar termenul limită i-a prins din nou nepregătiți. Astfel că spitalul a încheiat un nou contract în valoare de aproape 38.000 de lei, valabil doar o lună, și asta cu aceeași societate mereu aflată prin preajmă atunci când apar situații de urgență extremă. În februarie 2014 a fost din nou situație de urgență extremă, ivită în urma unor evenimente care nu puteau fi prevăzute de autoritatea contractantă și de data aceasta, Timp TG Goarțerele era prezentă la datorie, încheiind un contract de peste 174.000 de lei, prin grija conducerii Spitalului de Urgență Petroșani, care întârzie să facă publice contractele de miliarde de lei pe care le încheie, o societate comercială din județul Gorj a beneficiat de 4 contracte consecutive, din 2013 și până în prezent. În momentul de față, nota de plată se ridică la peste 5 miliarde de lei vechi. Pentru că gerul s-a instalat din nou, medicina recomandă să acordăm o atenție deosebită alimentației, dar mai ales modului în care ne îmbrăcăm. Foarte important este să alegem haine din materiale naturale și neapărat să folosim mănuși, fular și căciulă, recomandă specialiștii.
În momentul în care temperatura este de minus 20-25, este clar că trebuie să avem și mănuși și o căciulă, fular, pentru că extremitățile sunt primele care pot să ducă la apariția degerăturilor. Încălțările să fie comode, să fie și antiaderente, să fie, nu absorbă umiditatea și să fie și termo, să asigure termoreglarea organismului. Deci totodată, spun specialiștii, în această perioadă alimentația noastră trebuie să fie mai bogată în grăsimi alimentare, desigur sănătoase, pentru că acestea asigură energia de care are nevoie organismul. Un gram de grăsimi eliberează, deci de lipide, eliberează 9,7 kilocalorii. Azi dimineață la Deva s-au înregistrat minus 18 grade, iar cei care s-au încumetat să iasă afară spun că s-au îmbrăcat cu cele mai groase haine pe care le au și consumă foarte des ceaiuri calde. Păi e cam greu, ne îmbrăcăm gros, bem ceaiuri calde, pe cât posibil stăm cât mai mult la căldură, încercăm să supraviețuim. Nu degeaba se spune în popor gerul bobotezei. Așa este. Țin cont că era fost chiar boboteaza și astăzi Sfântul Ioan. Ne îmbrăcăm bine. Vă îmbrăcați bine. Noi, babe, da. Și aveți și o alimentație mai deosebită? Eu știu, consumați ceaiuri calde? Eu fiecare seară. În fiecare seară și mai luăm, cum s-ar zice, vitamine ca să ne îmbunătățim imunitatea și mâncăm, trebuie să mâncăm sănătos, des și puțin. Dar văd că nu aveți mânuși pe mâini. Nu vă e frig? Nu mi-e frig. Cei mai afectați de gerul de afară sunt oamenii fără adăpost. De exemplu, la Lupeni, oamenii străzii sunt adăpostiți peste noapte în unitatea de primiri urgențe a spitalului. Asta pentru că în localitate nu există un adăpost pentru aceste persoane. Undeva polițiștii locali au luat de sub cerul liber aproximativ 20 de oameni pe care i-au dus în adăposturile sociale, unde au dormit la căldură, au primit o masă și un ceai cald. Lucrătorii din cadrul poliției locale Deva, până la momentul actual, au descoperit un număr de 20 de persoane care au fost îndrumate către centru de urgență, de plasament. Din păcate, au fost 7 persoane care au refuzat internarea în centru de urgență, cu toate că au fost conștienți că se expun la anumite riscuri, motiv pentru care li s-a luat o declarație pe proprie răspundere, pe care au semnat-o. Referitor la aceste persoane, vă putem spune că starea lor de sănătate este monitorizată foarte atent și des de toate patrulele din cadrul poliției locale Deva. Potrivit meteorologilor, gerul năpraznic se menține până la sfârșitul săptămânii. Banca Națională a României a anunțat pentru mâine, 8 ianuarie, un curs al euro de 4,49 de bani, al dolarului american de 3,79 de bani, iar lira sterlină a fost cotată la 5,73 de bani. La casa de schimb valutar Jiul Exchange SRL, cursul euro este astăzi la cumpărare de 4,42 de bani, iar la vânzare de 4,47 de bani. Dolarul american se cumpără cu 3,72 de bani și se vinde cu 3,80 de bani. În ceea ce privește lira sterlină, la cumpărare este de 5,44 de bani, iar la vânzare de 5,70 de bani. Mâine, deși valorile termice vor marca o creștere ușoară față de intervalul precedent, temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 12 grade în Transilvania și minus 1 grad în sud-vestul teritoriului, iar cele minime de la minus 26 de grade în depresiuni până la minus 5 grade în dealurile vestice. Cerul variabil se va înnora treptat în cursul nopții în majoritatea regiunilor, când va ninge în Crișana, Maramureș și pe arii restrânse în Transilvania și nordul Moldovei, în timp ce în Banat precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ploaie, ce vor favoriza depunerile de polei. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în a doua parte a intervalului în zona de munte. În zonele joase de relief, dimineața și noaptea izolat se va semna la ceață, asociată cu depunere de chiciură.